sia vostra per sensibile vostre per intestare si distra spreo si di asse mai iubit sopi drept măritor creștin. Preasfințitună episcop Galaktion, starețul acestei mănăstiri pentru multă vreme și starețul multora dintre noi cei de față, a prezentat, continuând cuvântul Părintelui Patriarh, trecerea prin această viață a Părintelui Nicolae. A plecat la cer, s-a născut într-o împărăție a cerurilor pe care a slujit-o atâția ani în această viață. Frământată și deopotrivă, plină de bucurie, i-a fost viața. Frământată pentru că nu puține au fost încercările, tensiunile, pietrele de poticneală pe care oamenii, contextul, le-au așezat în fața lui. Dar nu s-a lăsat nimic de ele, pentru că a cunoscut primirea lui Dumnezeu și foarte mult cerțe, foarte multe clipe de bucurie, de pace și mulțumire să plătească. A trăit în vremurile aparte, a cunoscut oameni care i-au marcat viața și a avut un loc foarte drag sufletului său. A trăit mulți ani înainte de 90, cunoscând toată rigoarea acelor vremuri. A trăit din plin și perioada de după 90. Ambele perioade definite prin lucruri mărețe, dar și multe lucruri mici. Adâncimi foarte înalte, precum și lucruri de suprafață, care s-au așezat pe trupul țării, al bisericii și pe trupul și sufletul Părintelui Nicolae. A avut o capacitate uimitoare de a face față celor două perioade prin care a trecut cu frumusețea și greutatea lor. Aceasta pentru că Dumnezeu